Bună copii, vă spun un bun venit la colțul cu povești. A cui e coada? Ai văzut vreodată o coadă lungă și albastră? Este un animal pe care probabil că l-ai văzut dacă ai fost vreodată într-un magazin de animale. Este un papagal. Există peste 300 de specii de papagal și au diferite mărimi. Cel mai mic papagal are doar 2 cm și cel mai mare are peste 90 de cm. Un alt fel de papagal, numit cacapo, este deosebit pentru că este singura specie care nu poate zbura și este și cel mai greu papagal. Poate ajunge la greutatea unui copil nou născut. Mulți papagali sunt verzi, dar pot avea și pene galbene, roșii sau albastre. Poate că ai văzut papagali de diferite culori într-un magazin de animale, sau poate că ai un papagal acasă, sau știi pe cineva care are... Mulți oameni au acasă peruși și papagal nimfă. Perușii sunt mai mici, sunt de obicei verzi, galbeni sau albaștri. Papagalii nimfă sunt deseori gri cu pene galbene sau portocalii în vârful capului. Toți papagalii au ciocuri puternice și încovoiate. Știi de ce le-a dat Dumnezeu astfel de ciocuri? Papagalii mănâncă în mare parte nuci și alte semințe și au nevoie de ciocuri puternice ca să le spargă. Încearcă să vezi cum mănâncă un papagal și vei fi uimit de cât de puternic este ciocul lui. Ai auzit vreodată un papagal vorbind? Unii papagali pot învăța să spună câteva cuvinte, în timp ce alții pot învăța multe cuvinte. Poate fi ciudat să auzi o pasăre rostind cuvinte folosite de oameni. Cum crezi că au învățat papagalii să vorbească? Au învățat să spună cuvinte repetând ce spuneau oamenii. Acest lucru se cheamă imitare. Știai că și noi trebuie să imităm? Adică să urmăm un anumit exemplu. Biblia ne spune că ar trebui să urmăm pilda lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă să învățăm despre cât de bun, de iubitor și de ascultător este Iisus și să încercăm să fim în tocmai ca El. Vrei să îl imiți astăzi pe Iisus? Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!